Salutare prieteni, eu sunt Viorel, de tutorialevideo.info. Astăzi o să vorbim despre un site eadvertising.co, o modalitate foarte sigură și rapidă de a face bani. Să deschidem un browser de internet. Scriem în bara de adrese e-cratimă advertising.co. Dăm enter. Așteptăm să se încarce. Este foarte important și de reținut faptul că numai bloggerii pot beneficia de acest serviciu. Deci în cazul în care nu aveți un blog deschis, să nu credeți că dacă vă deschideți un blog special pentru a vă înregistra pe acest site o să începeți să faceți bani. Nu. Trebuie să aveți un blog deschis de o perioadă de timp, nu știu, 3 luni, 6 luni, să aveți articole deja scrise pe acel blog, content de calitate, pentru a vă verifica PageRank-ul blogului, fiindcă este foarte important ca blogul dumneavoastră să nu aibă PageRank 0, să aveți minim 1 pentru a începe să monetizați. Intrați pe Google. Scrieți Peer Checker, dați Enter, intrați la primul rezultat. Așteptăm să încarce pagina. În prima căsuță scriem adresa blogului pe care îl avem. Eu am un blog viziunidinviata.info. Info. De sub scriem 37 GB. Check page rank, dăm click pe acest buton și așteptăm să încarce. Derulăm mai jos pe pagina acum. După cum puteți vedea, pagina are PageRank 2 din 10. Asta înseamnă că putem monetiza. Putem scrie advertorial. Cer scuze pentru acest avertisment. Ne întoarcem pe advertising.co. Din propria experiență, pentru faptul că lucrez pentru acest site de ceva timp, sunt foarte serioși și oamenii cu banii fac plata la timp. Serviciile sunt de calitate. Ce fac cei de European Advertising? Ei se ocupă cu publicitate. În cazul în care aveți un site sau un produs și doriți să-l promovați pe net, e-advertising este soluția dumneavoastră. Cei care doresc să facă bani de pe urma advertiserilor sunt bloggerii care scriu advertorial, adică articole plătite despre acel produs, site și așa mai departe. Pentru a începe trebuie să avem un cont. Deci vom intra la creare cont. Unde completăm aceste câmpuri. Adrese de e-mail. Introducem adresa de e-mail pe care o avem. La parolă, introducem parola aleasă de noi. Introducem parola din nou. Și codul captcha pe care îl avem în imagine. Și dăm click pe înregistrare. Eu nu voi da click fiindcă deja am un cont. După ce dați click pe înregistrare o să primiți un e-mail de confirmare cu un link în el. Intrați în căsa noastră de e-mail-uri, căutați e-mail-ul, dați click pe link. Apoi reveniți pe pagină, dați click pe butonul conectare.
Ne introducem username-ul sau email-ul cu care ne-am înregistrat și parola. Și dăm conectare. Am intrat pe pagină. După cum puteți vedea, în partea de sus avem fondurile, banii pe care i-am făcut în ultima perioadă, scrind avertoria, 56 de lei. Puteți să vă retrageți acești bani, suma minimă pe care puteți retrage este de 50 de lei, o puteți retrage folosind contul de PayPal sau card bancar, indiferent de banca la care aveți cardul. Bun, în continuare o să vă prezint site-ul, ce găsiți pe site. La joburi disponibile, momentan 0. Nu este niciun job disponibil momentan. Aici când o să intrați o să găsiți formă de listă joburile disponibile, numele companiei o care doresc publicitate, prețul pe care vă este oferit pentru advertoria și la care puteți aplica. Mai jos la microjoburi sunt joburi care vă sunt plătiți pentru a le da share. Deci să intrăm la primul job, Marketing Connection. Mai este un singur slot disponibil. Deci luați acest link, îl copiați și îl distribuiți pe Facebook, Twitter, Google Plus și alte rețele de socializare. După care veniți, puneți dovada aici, primiți 10 bani pentru distribuirea acestui articol și dați click pe finalizare. Vorbeam mai devreme de joburi de advertoriale. Pentru a începe să monetizați aveți nevoie de un blog. M-am repetat și este nevoie, pentru că este nevoie. Eu am blogul viziunidinviata.info înscris în campanie. Are PageRank 2, după cum puteți vedea. Pentru a înscrie un blog în acest site, intrați la adaugă blog pe partea din stânga. Aici veți introduce datele blog. O să mai înscriu și eu un blog. Are PageRank 0, îl înscriu doar de probă să vă arăt. Scrie numele blogului, adresa blogului cu HTTP și www. Date orientative despre cititorii țintei blogului. Dacă știți cumva ce vârstă au persoanele care vă urmăresc, știți că vă urmăresc prietenii care au o vârstă între 18 și 25 de ani, atunci selectați din această listă sexul majoritar, masculin sau feminin, punem feminin. Despre ce scrii pe blog? Sunt categorii pentru ca advertiserul să știe ce fel de articole sunt bune pentru blogul dumneavoastră, să scrieți dumneavoastră. Dacă știți că vă pricepe și scrieți despre telefonie mobilă sau despre domeniul auto sau educațional, blogurile advertoriale pe care le veți primi vor fi din aceste categorii. Noi vom selecta de aici, deci despre politică nu scriem, medical nu scriem, media nu, marketing, comunicare nu, IT nu, internet nu, financiar, bancar. Scriem despre evenimente și divertisment, educațional și auto, moto și telefonie mobilă nu. Zona geografică, o selectați dumneavoastră, Muntenia, în cazul meu, și dați click pe adaug. După ce dați click pe adaug, o să vă fie generat un cod HTML pe care vi-l inserați pe blog. După care veniți din nou pe platforma e-advertising și dați click pe butonul confirm pentru a confirma identitatea blogului. Ce mai este de reținut? Vorbeam despre retragerea de bani.
Pentru cei care doresc să retragă banii, intră pe acest buton. După cum puteți vedea, suma minimă la care poți retrage banii este de 5 de ron. Toate plăți se efectuează în fiecare zi de marți. În cazul meu, am făcut deja o cerere de plată pentru acești 56 de lei. În cazul în care doriți un abonament VIP Blogger, ce face acest serviciu? Este destinat blogger din rețea, adică celor înscriși în e-advertising. În cazul în care nu sunteți acasă, sunteți plecat marea parte a zilei și joburile se ocupă, fiindcă sunt mulți blogger care scriu, numărul de sloturi este rezervat, deci nu este un infinit de sloturi și se poate să nu apucați anumite joburi, vă puteți face un abonament VIP. Atunci când vă faceți un abonament VIP, toate joburile care se vor fi disponibile pe site, o să aveți și dumneavoastră un slot rezervat pentru el. Prețul unui cont VIP este de 5 de euro pe 2 luni, 120 de euro pe 6 luni și 220 de euro pe 12 luni. Joburile în desfășurare. Aici avem joburile la care am aplicat. După cum puteți vedea, jobul. Nu avem timp deocamdată pentru ele. PageRank-ul, pentru ce PageRank a fost advertorialul pus pe site și prețul care ne este oferit pe advertorial. După ce aplicați la un job, trebuie să așteptați cuvintele cheie pe care le veți primi pe platformă. O să fiți notificat prin e-mail. Haideți să intrăm și noi la detalii la unul dintre aceste joburi. Deci nume campanie, ceasurile 2, descriere campanie, primiți ulterior, cum v-am spus mai devreme, o să primiți pe platformă. Număr de cuvinte minime, număr de cuvinte minime înseamnă că articolul nu să fie de 400 de cuvinte minim, maxim 600, 800, 1000, cât puteți dumneavoastră să scrieți. Cuvinte cheie, o să primiți un cuvânt cheie pe care trebuie să-l introduceți în articol și un link care trebuie pus pe acel cuvinte cheie. PR minim 2, blogul care ați aplicat și prețul de 21,5 lei. După ce scrieți articol, dați click pe finalizare. După ce finalizați jobul, o să vă apară o căsuță unde introduceți linkul articol. Copiați linkul de sus al articolului de pe blogul dumneavoastră, inserați acolo și dați finalizare. Iar banii o să vă fie puși aici în cont, sus. Cam atât a fost de spus despre site-ul European Advertising. Vă recomand, în cazul în care sunteți bloggeri, sunteți pasionați de scris, să începeți să faceți bani de pe urma pasiunii dumneavoastră. Ce mai pot spune? Vă doresc o zi minunată și la revedere!